Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, doi invitați cu totul și cu totul special și foarte dragi inimii mele. Este vorba despre doamna profesor Felicia Valman, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității București și coordonator al Centrului de Studii Ebraice și domnul profesor Teodoru Ghiondea. Și astăzi vom vorbi despre un personaj pe cât de enigmatic, pe atât de fascinant, este vorba despre Enoch. Și pornim discuția noastră de la cartea lui Enoch și am să vi le prezint și la cameră, pe scurt, cartea lui Enoch, traducerea din etiopiană, publicată în colecția Manuscris a editurii Herald, cartea lui Enoch și cartea tainelor lui Enoch, cunoscută și ca Enoch Slavon sau Enoch 2. Așadar, două cărți foarte importante, la fel ca Enoch, ca personajul Enoch, publicate în colecția Manuscris a editurii Herald. Domnule profesor, cine a fost Enoch? Enoch e cunoscut ca al șaptelea patriarh și aș spune că este o legătură perfectă, personificată între vechea lege și noua lege în ceea ce privește creștinismul. În tradiția abrahamică, aș spune că este un fir roșu, nu foarte evident, într-o zonă ceva mai subtilă, ca să spun așa, într-o zonă ezoterică, în toată tradiția abrahamică, prezent fiind și în Cabală, fiind și în tradiția creștină și în tasauf, în sufism. Este o legătură între legea veche și legea nouă pentru faptul că este un personaj cu totul special, face parte din cele patru pentru creștini, este unul din cele patru persoane care nu au gustat moartea, cum să spun. Și lucrul acesta este deosebit, pentru că arată care este poziția lui, practic, față de divinitate, față de Dumnezeu. Acum, sigur că sunt mai multe personaje cu numele de Enoch și aș face o distinție care cred eu că este importantă, în timp ce putem vorbi de un Enoch care era fiul lui Cain și care reprezintă oarecum aspectul spațial. Enoch, despre care vorbim noi, care este fiul lui Iared, reprezintă aspectul temporal și asta spune foarte mult, pentru că în sensul acesta face legătura între creator și creație. Mai mult decât atât, este un personaj care a fascinat toată istoria creștinismului. Vă dau un singur exemplu, un foarte mare filozof hermetic, John Dee, secolul XVI, autorul unei lucrări importante și extrem de interesante, Monada Hieroglifică, vorbește de magia lui Enoch și face o afirmație surprinzătoare, care ne arată pe de altă parte și faptul că era un foarte bun cunoscător al tradiției Cabalei, și anume că, în final, Enoch se va transfigura în Metatron. Ori Metatron, noi știm după tradiție că are încă două nume calități. I se spune când Sarhapanim, adică este prințul feței lui Dumnezeu, ceea ce indică un aspect esențial în tradiția abrahamică. Să ne gândim numai la expresia față către față, în ceea ce privește relația cu Dumnezeu, ceea ce înseamnă că este o relație de la esență particulară, esența absolută. Și mai apare și ca Olam, este un prinț al lumii. Asta este numit în felul ăsta într-un midraș mai puțin cunoscut. Prin urmare, este un personaj care a suscitat foarte mult interes, nu atât pentru faptul că nu a gustat moartea, cum spuneam, ci pentru faptul că leagă într-un fel foarte, foarte interesant toate formele particulare ale tradiției abrahamice, gândindu-mă că destinul lui în Coran este cu totul special în tradiția islamică. Ibn Arabi, de exemplu, numește verba unei înțelepciuni preasfinte. Iar în tratatul Alchimiei Beatitudinii, îl așează în cerul al patrulea
și le asociază soarelui, ceea ce este extrem de important. Este la jumătatea celor, sau în centrul celor șapte sfere, este a șaptea sferă, dar în centrul sferelor cerești. Deci are o, ca să spun așa, o, reprezintă o realitate spirituală cu totul specială. Dragă, asta sigur, faptul că atunci când citim cartea lui Enoch, cea pe care o avem noi la dispoziție, etiopiană, textul etiopian, când o citim, sigur că ar putea să ne lase impresia la prima lectură că este centrat mesajul lui doar pe aspectul apocaliptic în relație directă cu retribuția finală, cum s-ar spune, la ziua judecății și, și în ziua învierii. Adică în funcție de fapte, virtuți și așa mai departe, se acordă pedepsa sau răsplată. Lucrurile sunt ceva mai subtile și sunt ceva mai complexe decât atât. Spuneam altă dată că tot ceea ce privește aspectul moral, atât la, de exemplu, la părinții capadocieni și mai ales la părinții capadocieni, este foarte important să înțelegem că virtuțile, aspectele, valorile morale nu sunt privite sau nu sunt considerate numai dintr-un punct de vedere strict moral, etic, cum l-am numit noi astăzi. Cele sunt, dacă vreți, mici sau arhetipuri spirituale. Ele trebuie transpuse în domeniul spiritual și mergând până la identitatea cu una din calitățile sau numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu și calitățile lui Dumnezeu sunt în noi, în oameni. Or, faptul că noi în Geneză, acolo unde și apare în Geneză, în capitolul 5, unde apare și Enoch, atunci când noi oamenii am fost creați de Dumnezeu, după, în forma lui Adam, evident, Adam Cadmon, primul Adam, da? Am fost creați după chipul lui Dumnezeu și într-o asemănare cu el, stabilindu-mi se până la urmă tot parcursul, tot itinerarul vieții noastre, al existenței noastre, de la înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ, da, locotenenta lui, Halifa Allah, cum ar spune tradiția islamică, până la teozis, până la reîntoarcerea în starea primară. Sigur că aceste calități și numele lui Dumnezeu care se reflectă în noi, ele sunt, de fapt, o modalitate de a ne apropia de Dumnezeu. Cu alte domnule profesor, pentru că am într-adevăr multe întrebări și timpul e atât cât este limitat, aș vrea să o întreb și pe doamna profesor Felicia Valma, ca să încerc să acopăr cât mai mult din punctele pe care mi le-am notat aici. De ce este cartea lui Enoch și de ce rămâne Enoch ca personaj, cu atât mai mult cartea lui Enoch, în zona apocrifă? De ce este scoasă din zona canonică? Da, acum adevărul este că există, așa cum bine ați menționat, mai multe cărți ale lui Enoch. Prima carte a lui Enoch este o carte scrisă în aramaică undeva în secolul 3 înaintea erei noastre, din care însă nu ne-a rămas nimic, în sensul că nu ne-a rămas un exemplar. Ceea ce ne-a rămas este traducerea etiopiană despre care vorbim acum și traducerea slavonă despre care am vorbit acum. Și există fragmente din originalul în aramaică în diverse alte texte unde a fost păstrat pentru a reda anumite informații sau anumite aspecte. Deci, în primul rând, prin definiție, vorbim de un text secret, un text care n-a circulat decât în traducere pentru că originalul s-a pierdut deja de multă vreme. Ca să nu mai vorbim că și traducerea a fost descoperită cu întârziere, abia în secolul 18. Dar mai mult decât atât, aș spune că mai există un Enoch, un Enoch 3, da? Deci după Enoch 1, care e varianta etiopiană, Enoch 2, care e varianta slavonă, există și un Enoch 3, care e scris ceva mai târziu și care este o variantă în ebraică și care este, de fapt, un text din ceea ce se numește literatura de tip Hekalot, care descrie palatele cerești pe care le traversează misticul în drumul lui spre divinitate, după modelul descris de Enoch în primele cărți, evident. Este, de fapt, o adaptare a primelor două variante, a celor două traduceri, într-o viziune adaptată misticismului de tip Merkaba, carul
gloriei lui Dumnezeu care circulă prin lumea divină, prin care Dumnezeu circulă în lumea divină. Deci avem aceste trei cărți ale lui Enoch. Pe urmă aș spune că, într-adevăr, în tradiția ebraică, Enoch este privit ca un personaj special pentru că nu moare, pentru că e unul din puținele personaje biblice care este luat de Dumnezeu la el pentru că a respectat toate poruncile, a fost un om drept și ca atare este un, dacă vrem, un model, un deziderat pe care orice om sigur dorește să-l atingă, respectiv să fie atât de iubit de Dumnezeu încât să fie luat fără a muri. Și în tradiția ebraică el ajunge unul dintre îngeri, singurul înger de origine umană, sub numele de Metatron, și ca atare păstrează o trăsătură care va avea importanță în literatura cabalistică, și anume pentru că e de origine umană, are încheieturi și poate sta jos, spre deosebire de ceilalți îngeri. Asta are o tradiție importantă în iudaism, mai ales în gândirea cabalistică, pentru că este această calitate a lui este cea care poate înșela misticul în drumul lui spre Dumnezeu atunci când traversează palatele cerești, pentru că poate să-l confunde pe Metatron cu Dumnezeu, având în vedere că stă pe tron. Și aici aș mai menționa un aspect interesant și important, și anume că în tradiția ebraică, în personajul Metatron care provine din Enoch, sunt amestecate, de fapt, două viziuni diferite. Una este această poveste a lui Enoch transformat în înger, dar Metatron mai preia la un moment dat trăsăturile unui înger care este abandonat de tradiția iudaică, și anume un înger care se numește Iahoel și care, de fapt, este o variantă a numelui divin Iahve și ca atare, la un moment dat, se renunță la acest înger pentru că numele lui este prea aproape de numele lui Dumnezeu. Chiar este numit în anumite texte Dumnezeu mai mic. Și atunci este cumva abandonat pentru a nu aduce în discuție prea multe probleme legate de această dualitate, de această existență a unui Dumnezeu mai mic, dar trăsăturile lui sunt preluate de Enoch sub numele de Metatron. Deci avem în Metatron mai multe elemente care se combină. Enoch rămâne important în tradiție pentru că este acest model greu de urmat, dar evident deziderat pentru orice mistic. Iar în cartea lui Enoch, cea variantă etiopiană și varianta slavonă, deci în practic în varianta originală aramaică în cele două traduceri, avem descrierea acestei călătorii a lui în spațiul mistic, în palatele cerești care compun lumea divină până aproape de Dumnezeu și pe care, așa cum spunea domnul profesor Ghiunde, îl regăsim și în tradiția creștină și în tradiția islamică, respectiv această compoziție a lumii divine din cercuri, din palate, din săli, prin care misticul trece în drumul lui. Ce erau nefilimii? Asta este o poveste într-adevăr foarte frumoasă și anume tradiția iudaică spune că uriașii din vechime care, mă rog, sunt pomeniți în diverse texte vechi, sunt de fapt copiii pe care îngerii căzuți i-au făcut cu fetele oamenilor. Textul chiar spune, pentru că îngerii au văzut că fetele oamenilor sunt frumoase, au coborât la ele și au făcut cu ele copii. Acum, ce sunt nefilim? În limba ebraică, nefilim înseamnă literalmente căzuți. E vorba de îngerii căzuți și anume de îngerii conduși de Lucifer care s-au răsculat, dacă vrem, împotriva lui Dumnezeu, spunând, dacă și noi suntem creaturi divine, dacă suntem creaturi făcute de Dumnezeu, înseamnă că avem și noi puterea și calitățile lui Dumnezeu și ca atare vrem egalitate în relația cu Dumnezeu și pentru asta, evident, au fost îndepărtați din lumea divină, căzând în lume, nefilim căzuți, căzând în lume unde, cum spuneam, și-au luat fetele oamenilor ca soții și au făcut uriașii din vechime. Și aici aș spune chiar că este o poveste foarte frumoasă, care o interpretare foarte frumoasă, care spune că, de fapt, lupta dintre David și Goliat din Biblie, referința din Biblie la această luptă, este de fapt lupta între vechi și nou. Goliat, dacă ne aducem aminte, era uriaș, iar David era mic. Deci este de fapt lupta dintre lumea nouă și lumea veche, dintre aceste legende vechi și o nouă viziune a iudaismului care vine și, dacă vrem, pune pe primul plan omul.
în fața acestor rămășițe ale lumii primordiale. Deci este, de fapt, modul în care omul devine cel mai important personaj în relația cu Dumnezeu. Depășește chiar și îngerii căzuți, care, sigur, prin definiție, aveau calități suplimentare. Dar ei dispar odată cu această luptă care îi scoate din, practic, din imaginarul uman. Domnule profesor, de ce este important personajul Enoch atât în cultura rabinică, iată și în cultura islamică și acolo îl găsim? Și este un, până la urmă este și un personaj, poate dacă nu cel mai enigmatic, unul dintre cele mai enigmatice personaje din Vechiul Testament. Doamna profesor a răspuns, ca să spun așa, în parte la această întrebare. Sigur, pe lângă faptul că el constituie modelul oricărui itinerant spiritual, ca să spun așa, este și cel care călăuzește. Este cel care călăuzește pentru că a nu muri, sau cum spunea poetul nostru, a învăța să mori, pentru că ăsta era sensul, a învăța să mori, da, și să nu uităm formularea lui Platon, da, până la urmă. Filozofia înseamnă, înțelepciunea înseamnă să înveți să mori. Ori a învăța să mori, ce înseamnă? A învăța să mori înseamnă că știi să mori pentru lumea asta și te naști pentru lumea imediat superioară. Vedeți, lucrurile în general se discută, ca să spun așa, dihotomic. Lumea asta, lumea cealaltă. Numai că lumea cealaltă sunt mult mai multe lumi acolo. Nu e chiar așa de simplu. De exemplu, după moarte, așa cum știe și doamna profesor, după moarte, lumea în care intră omul se numește pe scurt Sheol. Însă lucrurile nu stau chiar așa simplu, pentru că atunci când ajungi în Sheol, chiar dacă ai murit, cum să spun eu, într-un mod oficial, ca să spun așa, regulat, normal, firesc, lucrurile nu se termină acolo. Există judecată, există judecată particulară, există o cântărire a rezultatelor interioare pe care tu le-ai obținut pe parcursul vieții și lucrurile nu s-au terminat. Este ca un fel de... Iar practica spirituală este ca un șir neîntrerupt de morți și învieri. Despre asta este vorba. Or, Enoch asta face. El, dacă vreți, am putea spune că pentru faptul că el nu moare în sens obișnuit, cum spune numele cuvântului, el moare și învie în fiecare clipă. Ăsta este sensul. Și în sens spiritual așa se pune problema. Este ca drumul parcurs și pe care el îți arată cum trebuie parcurs, pornind de la aspectele simple, morale, cum spuneam adineauri, până la cele spirituale, iar între începutul și sfârșitul acestei căi nu există nimic. Adică, mă rog, mai simplu spus, ești la început până la sfârșit pe acest drum spiritual. Pentru că dacă el nu s-a finalizat, dacă n-ai ajuns la teozis, e foarte important aspectul acesta de metatron al lui Enoch. Pentru că, pe de o parte, cum spuneam, este prinț al feței și este aici și o alăturare de o altă funcțiune a unui înger important, al lui Micael, cel care este ca el. Și să nu uităm că mai există un prinț al feței înainte de cădere, pentru că Lucifer inițial a fost prințul feței. Deci lucrurile sunt destul de complicate. Ați întrebat-o pe doamna profesor și v-a răspuns, încerc și eu, îmi cer iertare, dar de ce a fost scos din canon? Păi sunt lucruri foarte fine și subțiri, ca să spun așa. Nu oricine are capacitatea să înțeleagă aceste aspecte. Când noi, în general, când aude cineva de Lucifer, are o singură dimensiune acest Lucifer. Lucrurile nu stau așa. El are rolul lui. Așa cum spuneam în orele de istoria religiilor pe care le țineam, și el este întrebat în final la judecată ce a făcut. Or, Enoch îți arată cum trebuie să faci ca să ocolești probațiunile la care ești supus, ci cum să reușești să le supui aceste probațiuni. Și pornind de la lucrurile cele mai simple până la cele mai de sus.
Sunt lucruri, cum spuneam, jocul ăsta între ezoterism și exoterism este foarte greu de înțeles pentru majoritatea oamenilor. Pentru asta există o cale largă și o cale îngustă. Asta este problema. Enoch merge pe această cale îngustă. Îți arată care este această cale îngustă, pornind de la calea largă. Este un lucru destul de complicat. Spuneam că în tradiția islamică, Coranul nu insistă asupra lui Enoch. Tocmai din acest motiv, Enoch este foarte puternic în suna, în tradiție, în culegerile profetice, în culegerile de ahadituri, cum sunt, eu știu, Buhari, Muslim și așa mai departe. Deci este în tradiția, în sfânta tradiție, cum am spune. Ori asta ne spune mult. De ce ne spune mult? Pentru că la sfânta tradiție, când ajungem, acolo credincioșii se împart automat în două categorii. Adică se aleg chiar fără să conștientizeze. Sunt cei care merg spre sensul adânc al lucrurilor și cei care merg spre partea formală a lucrurilor. De asta îl găsim așa pe Enoch. Spuneam mai înainte că în tradiția islamică este foarte important Enoch și strămoșul lui Set, pentru că el vine pe linia lui Set, Enoch. Ne aducem aminte de Ain și Caber, da, și Abel, dar mai este și Set. Ori Set are un rol, aș spune eu, nu atât de cale de mijloc, cât de ceea ce se alege, ceea ce se poate structura pentru o cale autentică și care merge spre sămânța, spre măduva lucrurilor. Enoch este pentru asta Enoch este un urmaș al lui Set. El provine din linia lui Set. În cartea lui Ibn Arabi despre forma pe care o capătă, forma particulară pe care o capătă înțelepciunea divină, Set este foarte important, spre deosebire de tradiția creștină care nu prea vorbește de el. Și mărturisesc că nu știu foarte bine tradiția ebraică ce spune despre Set. Asta știe doamna profesor și nu mă bag acolo. Doamna profesor, iată, am menționat cele două cărți, ați spus mai devreme și despre cartea a treia lui Enoch. De ce sunt importante aceste cărți ale lui Enoch și de ce este important să aflăm cât mai multe lucruri despre Enoch? Iată, un patriarh atât de important, remarcabil. Da, aș mai adăuga un rol al lui Enoch Metatron în tradiția iudaică, și anume că la început a fost, dacă vrem, avocatul omului în fața lui Dumnezeu, în sensul că el a fost cel care apăra eventualele greșeli ale omului în fața lui Dumnezeu la judecata de apoi, susținând, bineînțeles, partea omului și explicând greșelile și cerându-i lui Dumnezeu să fie înțelegător și să le ierte și să-i acorde omului intrarea în rai, în lumea de apoi, în lumea mesianică. În același timp, ulterior, prin creșterea acestui rol, a ajuns să fie, dacă vrem, avocatul întregului popor al lui Israel în fața lui Dumnezeu, tot în aceeași idee a explicării greșelilor, a apărării poporului lui Israel în fața lui Dumnezeu, pentru că, noi așa știm foarte bine, Vechiul Testament este o constantă negociere între Dumnezeu și om. Omul greșește, Dumnezeu îl iartă, o ia de la capăt, iar greșește, iar îl pedepsește, iar îl iartă. Și atunci, sigur că în această viziune există un avocat al apărării care are această importantă sarcină de a media între om și Dumnezeu. Și ca atare, calitatea lui de înger mediator e foarte importantă pentru experiența mistică. Metatron e cel care îi arată drumul misticului, cel care poate fi un ghid în lumea divină, poate să ajute omul să treacă prin aceste palate cerești. Sigur că, într-adevăr, multe din aspectele ezoterice ale tradiției sunt păstrate în texte care n-au intrat în textul canonic, pentru că, evident, acela e destinat tuturor, cum spunea domnul profesor Ghiondea, iar anumite aspecte ezoterice, prin definiție, sunt destinate elitelor și ca atare nu sunt disponibile tuturor, dar, în același timp, rolul lui
de mediator, de reprezentant al omului în fața lui Dumnezeu, este universal, adică este folosit în tradiție, chiar dacă nu apare în textul biblic. Sigur, până la urmă, textul biblic se referă doar la povestea lui Enoch ca al șaptelea patriarh, în cronologia biblică, în cronologia cărților lui Moise în Pentateu. Dar, pe de altă parte, cum spuneam, rămâne un personaj important din multe puncte de vedere, cu rolurile lui ulterioare, chiar dacă ele nu sunt trecute în Biblie. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Enoch și am să vă mai arăt încă o dată la cameră cărțile Cartea lui Enoch și de asemenea Cartea Tainelor lui Enoch, cunoscută și ca Enoch Slavon sau Enoch 2. Sper să se vadă, se vede, se vede. Și au fost alături de noi și le mulțumesc foarte mult, doamna profesor Felicia Valman, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității București, coordonator al Centrului de Studii Ebraice, și domnul profesor Teodoru Ghiondea. Am vorbit despre Cartea lui Enoch și Cartea Tainelor lui Enoch, două cărți publicate în colecția manuscris a editurii Herald. Mulțumim din suflet invitaților noștri pentru informațiile extrem de prețioase. Mărturisesc că mi-am dorit de mult timp o astfel de întâlnire cu doi oameni foarte speciali și foarte dragi mie și vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Să ne urmăriți în continuare materialele video pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald, dar și pe canalul de YouTube Herald. Să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!